cel mai aprig critic al lui Radu sunt eu. Și știu exact că ceea ce îi se impută n-ar fi putut să facă niciodată. Deci denunțuri vis-a-vis de nu știu cine niciodată n-ar face. Chiar dacă ar ști. Dar nu are ce să spună. Însă conjunctura pentru care a ajuns el la pușcărie, nu vă spun, o știu. Și pe cine a deranjat și ce interese a deranjat din funcția de primar, încât... Deci de ce nu spun? Păi, în mare vă spun. S-a luptat ca un nebun să primească acțiuni în portul Constanța. Da. Pentru că în toate porturile din lume, și credeți-mă că știu... O să ajungem și la asta. Orașele respective au foarte multe... nu știu dacă multe, dar primesc fonduri, participații, da. Participații și primesc. Ori Constanța n-a primit până la Radu Mazăre. De la port ziceți că îi se trage? Da. Acolo sunt niște interese, da, ale cui care interese? depășesc granițele României? Și granițele României și a multor forțe din România. Faptul că el a insistat atât de mult să primească acolo aceste... Domnul Radu nu-i prost, el nu știa cu cine să pune? Ba, dar așa dorit pentru orașul Constanța să facă cât mai multe.